Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru ianuarie 2022. O să se audă muzică. Am în fundal o melodie care ajută la vindecare și sper să vă ajute și pe voi, chiar dacă vine pe un plan al doilea, al treilea, înspre voi. Dragii mei, am amestecat cărțile. Deja suntem în ianuarie 2022. Din energia generală a vrut să apară valetul de aer. Valetul de aer. Interesantă imagine. Valetul de aer în general sugerează comunicarea cu cineva. În funcție de cum arată, poate să aibă și variante negative și pozitive. Dar în aceste de cărți, văd că e cineva cu aripile desfăcute să zboare. Și să zboare eventual să comunice ceva, pregătiți să comunice ceva. Că sunteți voi chiar alt personaj care vrea să vă trimite niște mesaje, veți trăi și veți vedea. Este o veste. Sau, repet, dorința de a comunica. Deși o să mai trag încă o carte. La capătul setului de cărți se confirmă și prin 8 de foc, care și acela în vechiul tarot, în ce sens vechi? Clasicul, mai bine zis, nu? Clasicul tarot, clasica imagine, pentru că aici sunt imagini noi care nu respectă arhetipurile. Dar în clasica imagine, 8 de foc sugerează și acela comunicare. Dar undeva în spate există un 5 de aer, există un iar aer, este un stres. Și unul, o persoană, că sunteți voi, că e altă persoană care vrea să comunice și în această energie, veți trăi și veți vedea și veți descoperi pe parcursul lunii ianuarie. N-aveți cum să știți chiar de acum. Eu acum vă transmit mesajul ca să fiți pregătiți. Cineva e confuz. Un rege de foc. O persoană pasională. Regele de foc e o persoană matură. Poate cineva cu marcaj puternic în semnul leului, al săgetătorului sau al berbecului, o persoană matură pe care o cunoașteți. Poate să fie și din familia voastră. Voi știți cine acest personaj. Nu Zimusa e semn de foc, dar are marcaj puternic. E impetuos, este pasional unor și pătimaș. Și totuși e o confuzie, este o luptă mentală în sinele acestei persoane în legătură cu această comunicare cu voi. Dar o să mă amestec. Cine ar putea să fie acest? Poate să fie tatăl vostru, unchiul, bunicul, oricine poate fi. Înainte de a amesteca, acesta e un mesaj suplimentar, da? Ce-a vrut să se mai arate? 8 de monede și Marea Preoteasă. Interesant, ceva la locul de muncă nu știți, nu cunoașteți, e ascuns. Lucrați să descoperiți ceva, să faceți rost de bani, să ajungeți independenți, de există un văl undeva. Până la un nivel puteți accesa anumite lucruri, dar de la un nivel încolo nu se poate. Și probabil că din acest motiv a apărut și valetul de aer, care vă va transmite niște mesaje, posibil în legătură cu această latură ascunsă, într-un domeniu pe care îl cunoașteți. Poate pentru unii la locul de muncă trăiți ceva ascuns. Ori voi trăiți o poveste, aveți un secret, o persoană față de care aveți o anumită conexiune și o păstrați secret. Pentru că știți că v-ar deranja și pe voi și pe ei și pe toată lumea. Un mesaj. Dar prima carte a venit 8 de monede. Sunteți plini de energie sau decis să vă transformați viața și să munciți, eventual să vă descoperiți noi talente, ar fi minunat. Însă acea mare preoteasă este o situație secretă. Sau, repet, niște lucruri despre care voi nu știți, mare grijă că valetul de aer poate să fie și un personaj care vă spionează. Cu regele de foc, 7 de cupe și 5 de aer. Ar putea să fie și o persoană pasională și geloasă, care are niște conflicte. Vedeți cum se așează mesajele pentru voi. Pentru că variază de la om la om. Capătul setului de cărți, iaute. Iar valetul de spade. Reapare acest valet de spade într-un context. Iar regina de băte, am văzut mai devreme, regele de băte. E un personaj
foarte, care atrage atenția, foarte pasional, foarte creativ, foarte intens, care posibil să vă spioneze sau să-și dorească o comunicare cu voi, pentru că simte multe emoții față de voi, dar voi trebuie să alegeți între eventual victoria voastră, munca către victoria voastră și eventual întâlnirea cu acest personaj. Rămâne de văzut cum se așează acest mesaj în viața unora. Sunt mesaje suplimentare. Încă n-am început etalarea. Dar hai să mai amestec încă o dată energia generală pentru ianuarie. Interesant! Extraordinar! Iar a venit valet, dar altfel. Valet de apă și împărăteasa. Vai de ce frumos! Vai de ce frumos! Și la capătul setului de cărți, patru de aer. Cineva care meditează la o bucurie. E alt valet, la o comunicare originală, plină de pasiune, care ar putea să aducă bucuria. Dar deocamdată, dacă voi vă doriți comunicarea cu cineva, stați în patru de aer, vă temperați, vă puneți în ordine gândurile și, eventual, punându-vă în ordine gândurile, vă controlați oarecum și emoțiile și acțiunile. Dacă nu sunteți voi, veți recunoaște de-a lungul lunii ianuarie, cine ar putea să fie în acest context. Însă energia generală, iar valet, iar comunicare. Valetul de apă și împărăteasa, asta chiar îmi sugerează un copil, care împărăteasa poate să fie mamă și valetul de cupă chiar o veste despre un copil. Pentru unii. Pentru unii. E o mamă și un copil. Dar poate că mai este și dorința cuiva, a voastră sau alte persoane, de a comunica niște emoții. Pentru că există multă dragoste. Împărăteasa reprezintă Venus, dragoste necondiționată. Că aveți voi multe emoții față de cineva și vreți să le comunicați. Ca au ei, repet, veți trăi și veți vedea. Oricum, prima carte la capătul setului de cărți până la împlinirea acestei bucurii este 4 de aer. Adică, meditație. Să mai amestec o dată. Soarele meu Venus ascendent, nodul nord în Taur, ianuarie 2022. Deci dacă dau prea încet, se aud vecinii și nu asta vrem. O dată. De două. Iar apar mesaje în plus de trei ori. Extraordinar. Diavolul și regina de spade. Frumos ar fi, pentru că regina de spade e foarte tăioasă și directă. Frumos ar fi să tăiați această energie toxică. Repet, dacă e cineva gelos, comunicați și puneți-i la punct, pentru că există o vibrație nu tocmai grozavă. În plus, trecând peste această variantă, poate cineva cu marcaj, deși nu-mi place să fixez diavolul pe Capricorn, dar posibil cineva cu marcaj în zodia Capricornului ar vrea să comunice cu voi. Sau cineva cu marcaj în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, trebuie să zic. Are o energie toxică în jur, în preajmă, în spate, ori în personalitatea, în caracterul lor, ori au ei o adicție sau sunt legați de cineva. Sunt legați de cineva și acea legătură karmică le stă în spate, într-un fel sau altul. Acum să pun cărțile. Interesant este că la capătul setului de cărți, apărut doi de spade, trebuie să alegeți ce manifestați: această dragoste, exprimare emoțională, abundență, creștere,
emoțiilor și sentimentelor pozitive sau energia mentală toxică. Ce vreți să manifestați? Prin acțiunile voastre și prin ceea ce faceți, vă atrage și oameni de o anumită factură. De azi, mare grijă ce permite și cât permiteți unora dintre cei din preajma voastră. 9 de monede. Mare grijă, da? Bă, că sunteți totuși grijulii. 9 de, nu, de monede, am zis, vreau să zic de bâte. A ieșit monede. Poate cineva cu marcaj în semn de pământ. Altă persoană. 9 de monede, persoană independentă. Dar, am zis, știți că nu sunt greșeli. 9 de monede. Nu, e 9 de bâte central. Vreți să vă protejați sufletul, că sufletul vostru este dezamăgit și totuși sunteți ambițioși, că astea, taurii sunt ambițioși, sunt căpuși, da, cum zic unii. Și vreți să stați în picioare, chiar dacă au fost niște situații grele în viața voastră. Dar vedem, poate o persoană care are acest... provocarea diavolului. Aici este să puneți blocaj în calea energiilor toxice. Nu vreau să asociez diavolul cu nicio zodie. Vă rog frumos cu oricine. Oricine poate fi varianta sa negativă sau varianta sa pozitivă. Oricine. Aici este. E bine să fiți tenaci, dar dacă intrați în exces, aici e provocarea. Intrați într-o zonă negativă, deveniți prea ambițioși, prea încăpățânați. Evident că ar putea fi și o altă persoană. Dar vorbim doar despre voi. Asta este energie faină, este nouă, este Jupiter, da? Care vrea să se extindă și să stea în picioare, să meargă mai departe și să blocheze tot ce a fost negativ și tot ce l-a rănit. Dar ideea este că dacă sunteți prea ambițioși, pentru că totuși diavolul reprezintă ego-ul, da? Dacă sunteți prea ambițioși, devine prea mult. Cum e publicitatea aceea? Prea bun, prea gustos, acum e prea mult. Aici o provocare foarte grea pentru unii dintre tauri. Undeva în trecutul îndepărtat 4 de băte. Ați fost căsătoriți unii dintre voi? Sau chiar dacă n-ați fost căsătoriți, casa stă la baza acestei povești, acestei cruci celtice, casa. Da, casa. Ce se întâmplă acasă? Poate o să clarific, poate nu, să vedem cum se desfășoară întreaga etalare. 6 de monede în ultima vreme. Pentru unii poate aveți nevoie, ca să creșteți în carieră, aveți nevoie de un plus financiar. Interesant ce simt. Pentru unii poate ar fi bine să lucrați de acasă o perioadă ca să mai reduceți din cheltuieli. Dar e un mesaj doar pentru anumite persoane, dacă vă puteți permite. Și e bine să vă adaptați, apropo, că vin situații de lockdown-uri, da, blocaje, restricții. E bine să luați în considerare în viitor și chestia asta, chiar dacă e o chestiune care ține de trecut. Așa am simțit un mesaj în plus. Deci, în ultima vreme, dorința de a vă echilibra financiar, de a vă echilibra viața, de a primi și voi în cazul în care nu ați primit. Eu știu, da, poate n-ați primit bani, poate s-a amânat salariul din niște motive de restructurare. Variază. Poate totuși pentru cei mai norocoși, 6 de monede să sugereze și un ajutor financiar din partea cuiva. Un viitor soare foarte frumos, dar să vedem în ce context apare acest soare. Viitorul arată foarte fain. Soare poate să fie copil? Poate să fie. Opa, așa, mare grijă. Dacă la locul de muncă a fost o poveste secretă, aici e provocarea să nu căpătați vreo adicție și să, pentru Doamne, să rămâneți așa un picuț însărcinate, un picuț. În prezent aveți asul de spade. E minunat. Este minunat. Că puteți atinge un grad de înțelepciune. Variabil în funcție de vârstă și de experiență de viață. Asul de spade poate să fie și o separare de aceste adicții, de această legătură toxică. Posibil, iar pentru unii dintre voi, am zis, dacă a fost ceva la locul de muncă, cu cei acasă, cu locul de muncă, să se fi întâmplat un triunghi amoros, posibil, dar nu pentru toată lumea. Și atunci sunteți decis să tăiați
acest triunghi și să reduceți la 2, la un cuplu normal. Da? Sau să fiți doar voi singuri, că nu întâmplător am zis 9 de monede, da? Poate vă doriți pur și simplu să fiți pe cont propriu și să vă recreați într-o anumită formulă. Dar e fain, e super fain. Probabil că acest as de spade se va manifesta mai mult când se va ieși, când va ieși, vom încheia retrogradările, vreau să zic, sau când intrăm în zodia vărsătorului. Sfatul, 2 de monede, va trebui să alegeți, ia uite, între această energie toxică și victoria, independența, trezirea spirituală, victoria și trezirea spirituală. Ia, ce e aici? O scămuță mi se pune? Nu mi s-a părut. În fine. Oricum trebuie să alegeți. Da? 2 de monede. Între o monedă întunecoasă și o monedă luminoasă. O monedă căpătată într-un job în care trebuie să stați în picioare și eventual șeful, șefa nu vă dă banii la timp. Sunt niște nedreptăți pe care tot sperați să le rezolvați. Dar e fain totuși cu asul de spade, înțelegeți, sper, bănuiesc, nu știu, cărțile arată că ar trebui să înțelegeți, dar bineînțeles că trebuie să și faceți ceva ca să împliniți aceste cărți. Cărțile nu se împlinesc pur și simplu că apar. Trebuie să și intrăm noi într-o acțiune, să gândim într-un anume fel, să simțim într-un anume fel și să facem pașii necesari către cărți, către manifestarea lor. Dar e fain asul de spade. Pentru că reprezintă victorie, este cea mai pozitivă carte dintre semnele de aer. De aer. Și atunci ar fi înțelepciunea la care ajunge să vă ajute să alegeți corect și să vă detașați de această energie toxică. Repet, ar putea să fie la locul de muncă. Ar putea să fie la locul de muncă. Exterior, 6 de bătăi, interesant. O să clarific. Dar 6 de bâte. Alături de asul de spade, sugerează totuși o victorie. Și o victorie căpătată cu ajutorul cuiva care v-a inspirat eventual într-o nouă direcție. V-a dat bani, v-a sfătuit sau pur și simplu văzându-i pe ei că sunt victorioși, v-ați încurajat într-un fel să începeți și voi ceva nou. Deși văd în acest 6 de bâte și o persoană egoistă care ar putea să fie acest diavol. Variază, o repet, o să clarific. De ce vă este teamă de 6 de cupe? De un fost. Da, e clar, înseamnă că e acest fost. Da. E un fost. Posibil să fie un fost și poate a fost un fost egoist, narcisist. Da? Și interesant este că așa cum așa s-a nimerit, dar știți că nu e nimic doar o nimerală, o simplă coincidență, 6 de bâte văd că iese. E un personaj care nu prea stă cu fața la voi, la povestea voastră. Sau voi vreți să plece, sau... Da. Clar, vă este teamă de fostul, de fostul. Care probabil fostul sau fosta v-a pus într-un triunghi amoros, v-a pus într-o situație dezechilibrată. A, interesant, dar ce vă doriți, regina de bâte? Am zis, 6 de bâte merge și în varianta cu fostul egoist, narcisist, merge și în varianta în care cineva vă inspiră să vă luați, să luați taurul de coarne cu 10, vă luați de coarne taurilor, taurițelor, da? Și începeți ceva pe cont propriu. Pentru că trebuie să alegeți, repet, o să clarific, 2 de monede, trebuie să alegeți ce vă doriți, regina de bâte, o persoană pasională, inspirantă, vibrantă, da, cu soarele și regina de bâte, poate cu marcaj în zodia leului.
persoană publică, 6 de bâte, regina de bâte și soarele, ar putea să fie și o persoană publică care vă atrage, vă doriți să, fie, să fiți în preajma lor sau să fiți ca ei, nu neapărat să fiți cu ei, că poate e o femeie, da? Doamnelor, e o femeie care vă place, o actriță, o, eu știu, un jurnalistă sau o doctoriță care e vecina voastră, dau exemplu, da? Și vă place cum se poartă, cum se îmbracă, cum vorbește, ce reușite a avut și zice, ah, aș vrea și eu să fiu ca ea. Și asta ce înseamnă? Să te apuci, să studiezi, să alegi, în primul rând, cărarea pe care mergi și apoi să studiezi. Poate nu toți o să ajungeți doctor, dar poate faceți un curs de crucea roșie, ceva. În fine, am dat un exemplu ca să vedeți cum merg cărțile. Să nu vă fixați doar că, vai, e zodie de foc. Da, poate că vă doriți pe cineva. Poate să fie și un artist, o artistă, să doriți să fiți ca ei. Sau să fiți cu ei, mai greu, cu oamenii care sunt în poziții publice. Dar măcar să fiți ca ei. Ce reușiți să faceți? Interesant, valetul de spade apare a câta oară? A doua oară? A treia oară, parcă am mai vorbit despre el mai devreme. Valetul de spade. În primul rând să investigați. Pentru că dacă vă doriți această victorie, e o înțelegere a unor lucruri. În primul rând, separarea de energiile toxice. Că tot avem, dragii mei, în anul 2022 avem de ales lucruri foarte importante. O să vorbesc în foarte curând, după ce termin cu zodiile, și despre anul 2022. Și aș fi foarte fericită dacă ați asculta ca să vedeți sub ce vibrație vom trăi în acest an. Dar, printre multele lucruri pe care am să le spun despre anul 2022, este un an al alegerilor. Și atunci, începeți și voi cu acest marcaj și doar o carte, ianuarie. Aveți timp să treceți prin multe tot anul. Dar în momentul în care alegeți, da, cu ajutorul acestei înțelepciuni, căpătată prin suferință, dragii mei, nu oricum, pentru că 9 de bâte un personal, vedeți, are durere de cap. Poate vă doare capul, poate aveți, eu știu, apropo de... Da, uite, chiar știu, o tăuriță care are probleme de trigemen, da? Vedeți, aveți grijă de voi. Dar stați în picioare, poate vă doare spatele, poate vă doare mijlocul sau vreun picior. Sunteți cam epuizați, unii dintre voi. Dar stați în picioare, că sunteți și ambițioși. Aici este și aici este înțelepciunea despre care vorbeam. Ați trecut prin multe situații. Proiecte începute și eșuate sau proiecte duse până la capăt și încă un proiect dus până la capăt și încă unul până la capăt. Da? Că poate nu întâmplător fi zis 9 de monede. Poate ați avut victorii, unii dintre voi. Ați fost și independenți. Dar ca să fiți independenți și să aveți victorii, trebuie să învățați să vă detașați de o energie toxică. De un fost. Aveți un fost aici, clar. Un fost, o fostă. Ah, ce frumos, interesant. Studiați în secret. Iar apare exact 7 de cupe, ce am văzut mai devreme și exact... Unde era? Nu, mai devreme, dați în urmă. A fost regele de bâte cu 7 de cupe. Aici este regina de bâte cu 7 de cupe și 9 de spade. Mai sunt niște situații foarte neplăcute prin care veți... Eu cred că ați trecut. Prin care ați trecut și urmează să vă separați. Va veni, nu știu, un mesaj, o situație trăsnet, un mesaj jocant care vă va face să vă separați de toate aceste energii foarte stricte, foarte confuze, foarte stresante. Vă veți separa și veți intra pe o cale a dreptății și a vindecării. Da, ia uite, după temperanță apare cavalerul de monede. Încet, încet, încet. Cu răbdare. Că taur iau răbdare. Vai, dar ce interesant. Regele de bâte. Și regele de spade. Și îndrăgostiți. Măi, dar ce cărți.
Aș zice că acest împărat, soț, tată, figură autoritară, cine ori fi fost pentru unii, pentru alții, v-a dezamăgit pe voi. Nu ne interesează ce simt ei, voi vă simțiți dezamăgiți, pentru că la voi apare această oboseală. Și am discutat și despre un triunghi amoros, am discutat făcând paralele la această energie toxică. Da, cineva, soț, tată, figură autoritară, șef, șefă, poate să fie și femeie în energia sa masculină. Acest personaj va obosi, va dezamăgit. Trebuie tot timpul să vă luptați, să vă luptați, dar... În această luptă, că am vorbit de luptă, am zis că ați trecut prin niște lupte. În această luptă, cred că ați întâlnit pe cineva. Am încercat să... Eu simt că e de domeniul trecutului. Acum cât de recent e sau cât de trecut e, variază. Dar cred că ați întâlnit pe cineva care manifestă această atitudine și creativă și pasională și vibrantă, dar și dreaptă. Asul de spade apare sub forma regiului de spade. Dar și dreaptă, corectă, înțeleaptă. Posibil pentru unii să aveți șansa să colaborați cu acest personaj. Poate că v-ați îndrăgostit. Variază dacă v-ați îndrăgostit. Dar hai să și clarificăm. Ce vreau să zic, este foarte interesant că aici au un rege și o regină de băte. Dacă voi vă doriți regina de băte, simt că regele de băte ar putea să fie o latura voastră. Repet, care manifestă această dorință de a vă echilibra cu cineva care seamănă cu voi. Ambițioși, creativi, doritori de adevăr, varianta voastră bună. Nu vorbesc de taurii care n-au treabă cu aceste calități, da? Eu vorbesc cu ascultătorii mei pe care mi-asum că sunt corecți, pasional, doritor să manifeste cei mai buni, că altfel nu ați căuta niște etalori de tarot, nu? Și dacă sunteți abonați mai vechi, cu siguranță aveți ați căpătat înțelepciune. Da, vă doriți pe cineva care vă completează și seamănă cu voi. Îndrăgostiți. În care lucrurile nu mai trebuie, în care nu trebuie tot timpul să vă luptați pentru autoritate, pentru control, da? Și să vă dezamăgiți tot timpul. Șapte de cupe înseamnă și așteptări prea mari de la oameni. Da? Dar ideea este că e o trezire. Aș putea spune că și oamenii care sunt pe un parcurs spiritual sau pe o cale spirituală, au mai multe etape. Adică ne trezim, dragii mei, nu ne trezim brusc, înțelepți. Nu, înțelepciunea vine pas cu pas. Realizările vin pas cu pas. Și asta spun, chiar dacă sunteți pe o cale bună, este o altă etapă în viața voastră în care manifestați adevărul sub o altă formă, soarele, fericirea, da, energia masculină, divină, da? Sub o altă formă. Dar aș vrea să clarific câteva cărți, nu pe toate. Ce ar fi de reținut în această etalare așa neclarificată cum este? Este că un fost, încă, fost, fostă, încă, șase de cupe, diavolul, încă
vă provoacă într-un fel sau altul. Poate și doar energetic. Încă e o provocare, încă atârnă etalarea aceasta de acea vibrație a lor. Da. Și iar ce este de reținut? Că în această perioadă manifestați o înțelegere a unor lucruri. Sper și această etalare să vă ajute. Și înțelegerea pe care o manifestați, sper să o manifestați, vă poate duce, dacă alegeți corect, repet, dacă alegeți corect, o să clarific imediat, vă poate duce către fericire, către trezire, către succes, soarele. Unde am pus? Că nu pot să mă întind prea mult, da? Către soare. Aș vrea să înțeleg totuși, măcar după clarificări, ce legătură are acea împărăteasă cu tot ce am discutat aici. Acea împărăteasă, energia feminină divină, și aici este soarele, energia masculină. Dacă sunteți voi singure, mame, mama și copilul, nu neapărat sarcină, poate să fie pentru unele, dar în acest context cam nu prea pare ceva de genul acesta. Aș spune mai degrabă că dacă sunteți femei care v-ați separat de un fost soț, faptul că trebuie să aveți grijă de copilul vostru vă face mult mai selective, da? Cu doi de monede. Selective cu acțiunile voastre, joburile pe care vi le alegeți, oamenii pe care îi alegeți în preajma voastră. Tocmai ca să vă protejați copiii și să manifestați varianta voastră cea mai bună, dar puternică. Hai să vedem, clarificăm. Te rog frumos. În primul și în primul rând, diavolul. O dată. De două, de trei ori. Asul de bâte. Mare grijă, dacă e o tentație, acum revin la primul mesaj, dacă e o tentație, mare grijă să nu se manifeste vreo sarcină. Mare grijă. Protejați-vă. Asta e protecție. Protejați-vă. Clarificăm și nouă de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Steaua, interesant. Vorbiți de cineva care vă inspiră să stați în picioare, să rezistați, să fiți puternici. Dar aici revin iar la mesajul pe care l-am spus mai devreme. Una e să fii puternic, să reziști, să-ți urmezi calea și alta e să fii obsedat de chestia asta. E o mare diferență. Dacă vreți cu... Da, vă doriți ceva nou. Ideea e să nu intrați în această... Poate unii vreți să aveți o relație nouă cu cineva în zodia Capricornului, n-aș spune musai, dar poate să fie. Poate iar cineva manifestă vindecare. Aici, voi trebuie să vă vindecați. Să vă vindecați. Unii dintre voi poate vreți să blocați pe cineva cu marcaj în zodia vărsătorului, posibil, sau poate să fie invers, dar nu obligatoriu, nu prea îmi place să dau genul ăsta de mesaje, dar uneori trebuie pentru unii dintre voi. Și să începeți ceva cu cineva în zodia Capricornului, dar, repet, nu îmi place deloc să asociați diavolul cu Capricorn, deloc. Sau steaua cu vărsător. Că sunt și vărsători toxici care n-au nicio treabă cu steaua. Așadar, vedeți ce mesaje luați. Hai să mai clarificăm ceva. Asul de spade. O dată. De două ori. De
exterior. Lumea, da, puneți capăt. Dacă ați avut pe totuși pe cineva cu marcaj în semn de aer, în mod special vărsător, puneți capăt. Una la mână. Doi. Vreți să încheiați un capitol? Clar, cu cineva și să manifestați ceva nou. Asul de spade, da? Asul de spade e noul, noua lume. O nouă lume. Măi, pentru unii, fără supărare, regina de spade apare într-un context de mare suferință. Regina de spade care clasic e prezentată geme în balanță vărsător, deși nu-mi place, poate să aibă și ascendent, dar cu un ciclu care a dus multă suferință. Că va produs vouă suferință, o fi posibil pentru unii, cineva cu marcaj puternic, puternic în semn de aer, și atunci dacă v-a produs suferință, vreți să începeți o nouă lume, o nouă etapă, un nou capitol. Clarificăm doi de monede odată. Am oftat. Nu știu de ce. De două ori. De trei ori. Luna. Luna care înseamnă confuzii. Despre care am vorbit mai devreme. E un grad de confuzie. Un grad de mister. Luna înseamnă și mister. Înseamnă și secrete. Hai să vedem între cine și cine aveți de ales. Eu cred că cu această lună pe doi de monede ar trebui să intuiți, pentru că vă apare și Marea Preoteasă, să vă folosiți intuiția și când vorbiți și când ascultați, vorbiți și ascultați și când alegeți. Mai dăm o carte între ce și ce. O dată, de două ori, pentru doi de monede, de trei ori, sfat pentru Taura și Taureți. 10 de cupe, interesant. Foarte interesant. Luna care reprezintă și frici. Aici. Și aici fericire. Un cuplu fericit. De-aia zic, depinde ce alege. Ambele cărți sunt emoționale. Și atunci, din acest motiv, trebuie ales cu intuiția, nu cu rațiunea și nici din motive fizice, financiare. Când vorbim despre asemenea cărți, trebuie lucrurile abordate intuitiv. Sfatul este. Ce alegeți? Fericirea sau această lună, această situație, o situație care a fost secretă, care a fost confuză, care a creat poate mai multe frici, vouă, lor, cuiva. Interesant că și aici s-a oprit o la lună. Am două cărți care reprezintă luna. Visul și luna, da? Interesant. Și asta îmi mai spune un lucru. Dacă la capătul setului de cărți aveți luna și faetonul, adică să mergeți înspre destinul vostru, dar poate în secret, o perioadă, orice mișcare este înspre noul destin, noua lume, noua direcție, ar trebui ținută oarecum sub un văl. Pentru că sunt oameni care s-ar putea să vă creeze probleme. Așa se întâmplă întotdeauna. Dar acum mai văd un lucru. Aveți de ales între vis și realitate, 10 de cupe, chiar dacă e ideal. E un ideal care poate fi atins, da? Dacă aveți tot timpul impresia că e doar un vis, nu o să-l atingeți niciodată, dragii mei. Și aici apare 6 de bâte care vă poate inspira eventual sau regina de bâte, regele de bâte, oameni care
își realizează visurile. Da? Alegeți visul sau realitatea. O realitate frumoasă pe care voi vă construiți. Este o nouă lume bazată sau un nou capitol sau noi relații bazate pe adevăr. Posibil pentru unii dintre voi să fiți într-o relație la distanță. Și în acest motiv să trebuiască să alegeți între vis, comunicarea online și realizarea în material. 6 de bâte, te rog, o dată. Interesant ce a apărut. Regele de cupe, prințesa de spade, care e valetul de spade și faetonul. Acum mesajul la clarificări s-au mai schimbat, mesajele s-au schimbat. Dar le păstrați și pe primele, pentru că și primele au valoarea lor. Poate fac parte dintr-un trecut sau dintr-un alt departament al vieții voastre. O comunicare nepotrivită cu un personaj foarte sentimental, emoțional, vă învață să mergeți înspre destinul vostru. Dacă ei au plecat înspre steaua lor, înspre destinul lor, dacă a fost o separare, așa simt nevoia să zic, dacă a fost o separare, acea separare vă învață. Eventual pe viitor să comunicați într-un anume fel și pe lângă acea comunicare vă învață să mergeți înspre direcții care vă pun în lumină calitățile și varianta voastră mai solară. Eu tot am senzația că în acest capitol exterior cineva a plecat din viața voastră. Deși aveți clar marcaj în semn de apă, pești, rac, scorpion aici și cu planete în semn de foc, apă, aer, foc. Hai să mai vedem. Să mai vedem un pic. Clarificăm, te rog frumos, valetul de spade. O dată. De două ori. Încă o dată. O dată. De două ori. De trei ori. Îndrăgostiții. Interesant, iar alegere. Am mai văzut îndrăgostiții parcă mai devreme, nu? Îndrăgostiții. Erau și aici. Regele de spade și regele de băte. Aici trebuie să studiați corect. Bine. Valetul de spade, unul și spionează, dar nu îndemna asta. Ideea e să studiați, să vă informați. Ca să puteți să alegeți, să îndrăgostiți înseamnă, repet, și alegere importantă în dragoste. Și Marea Preoteasă, te rog frumos. O dată.
de 2, de 3 ori, 4 de bâte, interesant. Stau un pic pe gânduri ca să simt exact și eu cărțile. Pentru unii, dragii mei tauri, știu că a trebuit să ajungem acum la sfârșit ca să tragem niște concluzii și să vedem exact energia. Și oricum, separați veștile, pentru că fiecare carte, fiecare poziție reprezintă un departament. Da? Am vorbit central, prezent, trecut, sfat, exterior, de ce vă este teamă și ce vă doriți. Dar simt acum, cu această energie exterioară, că e totuși o poveste de dragoste. E totuși o poveste de dragoste aici. Mai dăm o carte pe 4 de bâte. Odată, de 2 ori, de 3 ori, 8 cupe. Și pentru gostiți. Odată, de 2 ori, de 3 ori. Extraordinar, tu, Marea Preoteasă, aici este. Există un mister la care nu știu câte ori apare invocarea. Există un mister, există un val, este un departament în care nu se... Câte cărți ar scoate, tot apare ceva care ține de mister. Pentru că voi, înainte de toate, trebuie să ajungeți la această înțelepciune. Eu cred că v-ați întâlnit ori într-un mod misterios, ori în secret, ori într-o situație mai misterioasă, v-ați întâlnit unii dintre voi cu sufletul vostru pereche. Și a fost o separare. Și acum sunteți în ianuarie, la sfârșitul ianuarie, începutul lui februarie, în această perioadă de început de an, da? Trebuie să manifestați o nouă lume, da? Și aceste alegeri. Dacă a fost o separare, poate că s-a și visat în această perioadă. Dacă este o separare datorită distanței și din cauza distanței s-a ținut secret această întâlnire într-o formă sau alta, iar trebuie să alegeți. Rămâneți în starea aceea de separare, de vis sau manifestați realitatea. Iar aveți alegeri. Totuși, până la sfârșitul lunii, după cum vedeți, cel mai important în această în etalare este sfatul și ceea ce reușiți să faceți, da? Și la sfatul aveți alegeri, la reușită aveți iar tot alegeri, îndrăgostiții reprezintă alegeri, da? Între, iar mister, vis, secret, Marea Preoteasă, visul, Marea Preoteasă poate să comunice telepatic prin calea visului, poate să fie un personaj cu care comunicați telepatic sau aveți o legătură, aveți vise, ați visat pe cineva și vă toți gândiți, mi se pare foarte subtilă energia aceasta. Întâmplător aveți împărăteasa, femeia divină pentru unii dintre voi și valetul de cupe. Se dorește o comunicare în real, adevărată, despre emoții, lucruri care n-au fost spuse. Ca să se poată manifesta în timp fericirea soarele 10 de cupe, da? Și cuplul acesta, regele și regina de bâte. Da? Și chiar dacă suntem vorbind de taur, da? Asta nu înseamnă că nu puteți să fiți pasional, ba? Sunteți foarte pasional și atunci de-aia apăreți și ca regina de bâte sau rege de bâte, da? Probabil că aveți și în planete, în semne de foc. Și voi și persoana la care vă gândiți.
Dar de ce zic? Mai rămâne să-mi confirmați. L-am zis, la rădăcina acestei etalări este casa, patru de bâte reprezintă casa, sau un suflet pereche, în mod special flacără geamănă, pentru că e 11-11, da? Și aici este provocarea. Dacă această întâlnire cu acest suflet pereche s-a manifestat într-un trecut și din niște motive a trebuit să fie ținută în secret, au fost niște blocaje, poate ați fost cu o altă persoană, ei au fost cu alte persoane sau au fost distanță între voi sau s-a comunicat într-un anume fel blocajele 9 de monede. Da. Acestea trebuie vindecate ca să se manifeste destinul. Și în primul rând trebuie vindecată această energie toxică. Toxic e o toxicitate clară. Ori în viața voastră, ori în viața lor, care nu permite manifestare. Măi, dacă aveți de-a face cu flacăra voastră geamănă, ceva e neregulă. Din acest motiv trebuie să faceți alegeri foarte, foarte importante. Dar eu zic că totuși le veți face. Am zis că cineva a plecat din viața voastră, da? Nu simt un semn de apă. Personaj care are o dragoste profundă. Poate să fie și persoană publică. Dragoste profundă avem și la împărăteasă. Persoană publică avem și la soare și la șase de bâte. A plecat să-și urmeze calea cu acest faeton, să-și urmeze steaua, în pofida blocajelor. Și aici este o lecție. Ce faceți? Voi ce faceți? Unde sunteți? Ce alegeți? Manifestați. Energia aceasta materială, aici e provocarea să începeți ceva care vă ține în această energie materială, pământeană, de care teoretic a trebuit să vă debarasați, sau manifestați o nouă lume în înțelepciune, în victorie, lumea și asul de spade. Alegeți. Mai dăm o carte pe această mare preoteasă. Deși nu e normal să fac așa ceva, dar mai trebuie o carte. O dată. De două ori. Ia uite, vocea. Mai, ori comunicați prin voce, ori comunicați voce în ce sens, telepatic sau prin muzică, ia uite, invocare. Mai, e o chestie la distanță. Din acest motiv, cărțile apar așa. E o poveste la distanță. Este distanță între voi sau dacă nu e distanță, a apărut de la început Marea Preoteasă, dar sunt niște secrete. Țineți în secret acest personaj, această atracție sau ei țin secret față de voi, atracție pe care o simt față de voi. Dar vorbesc despre niște tauri care sau taurițe care au de-a face cu un personaj oarecum mai puternic decât ei, nu mai puternică. Sau la fel, în fine. Hai că regele și regina de băte. Și poate din acest motiv trebuie să fiți precauți. Vocea. Are o voce. Vorbește în public. Interesant. Marea preoteasă care vorbește în public. Vedeți. Vedeți că deja s-a făcut 54 de minute și energia este destul de complicată. Sfatul. Ideea este să nu uitați că au apărut valeți de câteva ori și se dorește o comunicare, se dorește exprimarea dragostei, se dorește o comunicare care să aducă abundență, soarele, da? Spor. Sfatul.
Nu mă mir că a apărut diavolul, pentru că este ceva în neregulă acolo în viața voastră. Poate un fost, o fostă vrea să o ia de la zero cu voi, vrea să se împace și voi trebuie să alegeți. Interesant, ce a apărut, detoxifiați-vă de această energie toxică. Reflectă, da, meditează, ia uite, meditează, 4 de aer, la prioritățile tale, ca să poți să alegi, la 2 de monede, da? Ca să poți să alegi, dragă tăuriță, taur, corect, și cunoașteți valoarea. Eu cred că totuși cineva vă inspiră către o nouă direcție în care și voi. Și la Berbeș parcă a apărut Release Your Blocks. Renunță la blocaje, apropo de blocaje. Și ce mai este? Ai încredere că totul va fi bine. Ai încredere în univers. Și acționează inspirat. Iubește-te pe tine însuți. În primul și în primul rând, detoxifiați-vă de această energie. Repet, dacă e un fost, o fostă care vă mai dă târcoale, mai vibrează în energia voastră, din acest motiv nu se poate manifesta întâlnirea cu flacăra geamănă unora dintre voi și simt că unii dintre voi v-ați întâlnit cu flacăra geamănă. Nu întâmplător apare acest soare într-un viitor. Nu e viitor de scurtă durată, de lungă durată. Deci trece peste ceea ce se va întâmpla în acest sfârșit de ianuarie. Trece de această energie și undeva cândva se va întâmpla un soare. Se va manifesta un soare. Dar pentru asta trebuie să vă detoxifiați. Și interesant că apare tot luna plină în Taur, că tot vorbim de zodia Taurului. Iar aspectul de vărsător, meditați la prioritățile voastre și cunoașteți-vă valoarea. Iar tot Taur, da? Luna nouă în Taur. Și nu e întâmplător când apar lucrurile astea, da? Ceva stă așa, e ca într-o balanță. Stă să se întâmple, dar nu se întâmplă, pentru că mai trebuie rezolvate niște lucruri. Nu știu ce titlu o să dau. Dar aș vrea să-mi povestiți ce și cum ați rezonat în această etalare. Care, da, a devenit mai complicată în momentul în care a început să clarific. Așa se întâmplă, pentru că cu cât căutăm detalii, cu atât se complică lucrurile, dar asta e. Sper că v-ați găsit măcar câteva răspunsuri. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, joi inimioară! Pa, pa!